voi merge la cei din familia mea. În 1 Timotei, la capitolul 5, cu versetul 8, stă scris: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Trebuie să fii serios, hotărât să-ți faci datoria în căminul tău și să iei cu tine pe membrii familiei tale, dacă va fi posibil. Să nu precupețești niciun efort în a-i convinge să te însoțească în călătoria spre cer. Cu toții avem membrii familiei apropiate sau extinse care încă nu iubesc pe Hristos și nu au decis să trăiască cu credincioșie pentru El sau s-au îndepărtat de Dumnezeu. Poate unii sunt atei sau au alte motive pentru decizia lor, sau poate că nu au avut niciodată șansa să audă, să înțeleagă și să vadă Evanghelia în întregime, cuvinte și fapte. Aveți responsabilitatea de a face tot ceea ce vă stă în putință pentru a ajunge cu blândețe, bunătate și cu multă înțelepciune și dragoste să ajungeți la acești membri ai familiei, arătându-le că vă pasă și îndreptându-i la momentul potrivit spre adevărul și iubirea lui Isus. Veți face cu multă rugăciune această importantă lucrare de mijlocire și slujire pentru membrii necredincioși, neadventiști, care nu mai cred ai familiei voastre? Vă veți angaja să puneți mai mult suflet în demersul vostru pentru ei? Motive de rugăciune, sâmbătă, 27 iunie 2020. Rugați-vă pentru cei apropiați din familie, dar și pentru familia extinsă. Rugați-vă pentru mântuirea lor și pentru ocazii de a împărtăși cu ei credința ta, cuvântul lui Dumnezeu și dragostea lui Hristos. Rugați-vă pentru toate activitățile mass media adventiste care difuzează fără încetare Evanghelia în toată lumea. Rugați-vă pentru un seceriș bogat. Rugați-vă pentru oamenii de afaceri care au de luat decizii dificile în timpul acestei pandemii, decizii care afectează viața angajaților lor. Rugați-vă pentru Matei, un om care se luptă cu dependențe, lipsa unei locuințe și alte lanțuri care îl împiedică să pășească pe calea ascendentă cu Isus. Rugați-vă pentru o schimbare pentru el și toți oamenii prețioși care sunt sub robia lui Satan. Vă doresc o zi frumoasă și un sabat binecuvântat! Thank you.